Vorbim în această seară despre cazul Simona Halep și acuzațiile care îi se aduc. Discutăm în continuare despre echipa de apărare nu? a Simonei Halep, care analizează hotărârea, decizia uh, Sport Resolution, este tribunalul care vine cu acuzațiile și anunță că vor stabili strategia de combatere a acestei decizii în cazul Roxadul Stat. Avocatul apărării Simonei Halep, Bogdan Stoica. Este în studioul Euronews România. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Ca să începem uh, cu niște lucruri foarte clare, aș vrea să înțeleg, în primul rând, uh, care sunt principalele dumneavoastră concluzii după ce ați aflat, evident, înainte să fie aflat noi publicul, decizia Sports uh, 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 Resolutions uh, în cazul Simonei Halep. Uh, și începem, în primul rând, prin a spune că. Pentru un, cu o concluzie, de fapt, și concluzia nu poate să fie decât una. Nu poate fi vorba de niciun fel de caz de dopaj în sensul clasic al cuvântului în acest dosar. Nu este altceva decât un caz pur de contaminare cu un supliment alimentar, și am să vă spun imediat de ce, în limbajul publicului larg, să zic, pentru că. Uh, s-au vehiculat foarte multe date tehnice și cred că e foarte mult de, foarte greu de înțeles pentru un om obișnuit uh, toată această da, încrengătură de date tehnice. Da, asta ne dorim și noi să înțelegem <coughs> care este și strategia dumneavoastră de apărare, dar și ce se scrie în acea decizie, vă rog. Uh, în decizie se scrie în esență că Tribunalul acceptă și confirmă faptul că uh, respectivul colagen supliment alimentar a fost contaminat cu roxadustat și că el reprezintă sursa uh, probei pozitive a Simonei din data de 29 uh, august 2022. În egală măsură însă, extrapolând sau ducând la limite, hai să zicem niște calcule ale experților uh, itia Tribunalul reține că uh, Simona trebuie să mai fie ingerat roxadustat și din altă sursă, uh, suplimentul respectiv nefiind suficient prin el însuși pentru a genera proba respectivă. Și ca atare reține faptul că noi nu am putut să demonstrăm sursa acestui alt roxadustat și, și confirmă sancțiunea de patru ani. Am văzut asta și asta se menționa explicația și argumentul deciziei era că era o concentrație prea mare în urină, în proba de urină. Să vă spun cât de mare era concentrația respectivă. Au fost două probe analizate, evident recoltate în același timp. O probă A care a fost de 0,289 nanograme per mililitru și o probă B. Analizată mai târziu De același laborator Din același eșantion Luată în același timp Care a relevat o concentrație de 0,529 nanograme per mililitru Ca să înțelegeți foarte bine despre ce e vorba Dacă Simona ar fi luat o singură pastilă cu roxadustat De 100 de miligrame Concentrația care ar fi apărut în această probă de urină ar fi fost de 10.000 de ori mai mare. Deci, încă o dată, repet, 10.000 de ori mai mare. Acum, ca să înțelegeți și mai mult, proba de urină trebuie ajustată în funcție de ceea ce se cheamă gravitatea probei. Asta înseamnă concentrația urinei. Să nu uităm, proba a fost luată imediat după un meci de trei seturi, într-o zi de vară, da, pe betoanele de la US Open. Și, evident, concentrația probei de urină era mult mai mare decât ar fi fost dacă ar fi fost luată într-o altă perioadă a zilei, după o hidratare corespunzătoare și așa mai departe. Ce înseamnă acest lucru? Că ajustarea, după ajustarea probei de urină, pe care am făcut-o și pe care experții ei au acceptat-o, realitatea este că proba de urină reflecta o concentrație cu roxadustat de 0,186 nanograme per mililitru, care, în, pe înțelesul tuturor, ar fi cam de 13.000 de ori mai mică decât dacă Simona ar fi luat o singură dată, o singură pastilă cu roxadustat. Asta ca să înțelegem puțin cam despre ce dimensiuni vorbim. Să vă mai spun doar că în măsura în care... Simona ar fi recurs la asemenea metodă, ceea ce nu e cazul, evident. Um, un tratament care să-i aducă un minim beneficiu sau un beneficiu din punct de vedere sportiv ar fi fost acela pe care l-au relevat alte cazuri de, uh, uh, în care se discuta practic contaminarea sau ingerarea de roxadustat. Și cazul clasic este acela al unui atlet, e public, care, luând roxadustat o tabletă la fiecare două zile, vreme de 19 zile, după ultima zi de ingerare, făcea a doua zi un, o probă de urină și nivelul concentrației de roxadustat era de 18.000 de nanograme per mililitru, care înseamnă, în esență, de aproape 90.000 de ori mai mult decât concentrația descoperită în proba Simone. Bun. Înțeleg argumentul dumneavoastră, chiar îl înțeleg. Ce nu pricep este însă, cum de nu ați reușit să-i convingeți pe cei de la Sport Resolutions despre această problemă a concentrației din proba de urină? Noi zicem că ar fi trebuit să-i convingem, căci lucrurile sunt evidente. Nu trebuie să fii un mare expert ca să înțelegi că între o concentrație de 10-13.000 de ori mai mare. Sau una de 90.000 de ori mai mare, nu poate fi vorba de uh, dopaj. Nu poate fi vorba decât de o contaminare. Să nu uităm, cu trei zile înainte numai de uh, această probă, Simona dăduse o nouă probă de urină și uh, sânge, ambele ieșite negative. Ulterior, după data de 29. La câte zile? La 3 zile diferență. La 3 zile diferență. Nu trebuie să mai insist, concentrația asta nu se duce peste noapte, ea rămâne în sânge o anumită perioadă, deci nu, nici nu poate fi vorba de altceva decât de uh, o contaminare. Vă reamintesc totodată că după proba din 29 august au existat nenumărate testări făcute de ITIA, toate negative, absolut toate negative. Bun. Revin la. Da. Revin la uh, Argumentația despre care am vorbit mai devreme și la întrebarea dumneavoastră. În esență, experții ITIA au încercat practic să facă o aplicare prorata a nivelului de concentrație de roxadustat descoperit de noi în uh, colagen la nivelul uh, uh, probei pozitive de roxadustat pe care o, o dăduse Simona. Cifrele nu au bătut, bineînțeles, pentru că trebuie să înțelegeți, un recipient de 500 de, mili, de uh, grame, spre exemplu, de pudră de uh, colagen, este evident că noi uh, l-am testat și e pozitiv, dar nu putem să spunem că e mai mult croxadustat într-o parte sau în alta. El este evident distribuit inegal. Uh, o asemenea uh, situație este de natură să genereze, bineînțeles, probe inegale. Să nu uităm că între proba A a celor de la uh, ITIA și proba B există o diferență de 83%. Nu văd de ce standardele VADA uh, ale Agenției Mondiale Antidoping permit asemenea variații de 83% la aceeași probă și din același eșantion. Iar, în cazul nostru, pentru niște. Limite incredibil de mici, se încearcă o aplicare prorata a unor asemenea cifre. Când spuneți aplicare prorata, la ce vă referiți? Mă ce refer înseamnă? la faptul că testele pozitive făcute pe colagenul contaminat, să zicem că arătau o contaminare de 0,0 nanograme per mililitru în vreme ce proba Simonei a fost de 0,2 nanograme per mililitru. Logica pe care au mers dânsii a fost una foarte simplă. Domne, ca să iasă 0,2 nanograme în proba de urină a Simonei, Simona trebuia să fie înghițit o cantitate nu de 10 grame, cât e un serving normal, ci o cantitate poate de 20 de ori mai mare ceea ce e o logică strâmbă după părerea noastră pentru motivele pentru care, pe, pe care încercam să le vi le descriu. Uh, Simona este evident o victimă a unui caz foarte nefericit. Uh, nu trebuie să vă mai spun nimic altceva decât că s-a lăsat 100% în mâinile unor profesioniști, uno, unei dintre cele mai mari academii de tenis din lume și evident că uh, nu a făcut nimic de capul ei. Uh, Echipa ei a recomandat schimbarea acestor uh, suplimente alimentare. Schimbarea a avut loc chiar cu 3-4 zile înainte de proba pozitivă și acesta este și motivul. Tot, tot scenariul, practic, este uh, o logică pură de la un capăt la altul și există în dosar toate aceste. Da, informație. și pentru că. <coughs> Și pentru că uh, spuneați despre faptul că este într-o echipă cunoscută, Academia Muratoglu, da, știm cu toții asta, am văzut discuții în spațiul public, cu siguranță le-ați văzut și dumneavoastră, despre responsabilitatea echipei Muratoglu. Există în, uh, în echipa Simonei Halep o idee de a întreba echipa Muratoglu, există vreo responsabilitate în zona respectivă? Pentru că... Ei au fost cei care au venit cu această substanță, cu acest colagen. Cred că responsabilitatea este asumată pe deplin. Au apărut deja în spațiu public declarațiile date de antrenorul Simonei, de preparatorul fizic și directorul medical al Academiei, care își asumă pe deplin faptul că dânsii au recomandat Simonei acest colagen, acest supliment. Nu în ultimul rând, la dosar se află transcrierea tuturor corespondențelor cu echipa în care Simona a, a întrebat nu odată, de mai multe ori, dacă produsul este un produs sigur. Uh, trebuie să înțelegeți că Simona e genul de sportiv care nu face nimic după ureche. Simona nu a băut niciodată niciun fel de uh, lichid, suc sau orice ar fi el, decât din sticle al căror dop a fost desfăcut de ea. Asta e un, un obicei pe care și l-a păstrat de când era copil până acum. Deci, ce vreau să spun este că E absurd să o acuzăm de intenție în condițiile astea. În primul rând că nu vorbim de un caz de dopaj ci de o contaminare. Numărul doi, nu văd cum ar putea să există o intenție în asemenea situații. Există o cazuistică largă, practic, în care atleții nu pot să spun că sunt exonerați de răspundere, pentru că răspunderea e întotdeauna a lor, poate cu excepția cazului de sabotaj. Ceea ce nu putem vorbi aici, nu cred că putem vorbi de un caz de sabotaj. Bănuiesc că dacă ar fi fost un caz de sabotaj, ca logică simplă, ar fi trebuit să avem o concentrație în probe mult peste cele care au fost. Adică unele insignifiante care nu puteau să aducă niciun fel de beneficiu sportul. Sabotaj din partea cui? Sabotaj în general. Adică, la începutul când am preluat dosarul și am început să ne gândim care putea să fie sursa, am luat în considerare toate ipotezele posibile, inclusiv ipoteza sabotajului. A mai existat o, o discuție și o întrebare și vreau să-mi fie clar. Simona Halep, în momentul în care a fost întrebată de sursă, a trebuit să completeze un formular. De da? adevărat. De, și nu a completat... Înțeleg că a uitat. Așa s-a întâmplat? Da, e adevărat, scris, e adevărat, nu a completat, dar trebuie să înțelegeți că de-a lungul timpului Simona a făcut spre 200 de asemenea teste. În general, în aceste formulare, nu treci ce, ei, ce mănânci. Treci de obicei lucrurile care au un caracter medical, care se dau cu prescripție sau lucruri de genul ăsta. Deci faptul că nu a trecut aceste. Uh, pur și simplu a uitat. Deci asta a fost explicația, mai ales în condițiile în care uh, venirea acestor uh, suplimente și debutul, uh, uh, să zicem, administrării lor a fost cu numai o zi înainte. Ceva de genul ăsta. Da, o zi înainte de aceste teste. Uh, dar trebuie să înțelegeți că faptul că n-am menționat pe acel formular existența acestor suplimente nu are niciun fel de semnificație juridică. Nici măcar experții ITI n-au contestat în vreo clipă că suplimentele respective au ajuns la New York, la hotelul în care stătea Simona Halep, transmise de producător când au ajuns și că au început să fie administrate atunci. Lucrurile astea sunt acceptate. A fost o simplă scăpare, pur și simplu. A fost o simplă scăpare, dar totuși Patru ani. Patru ani, deși, când vă ascult pe dumneavoastră, pare foarte logic ce spuneți, argumentele le înțelegem, și totuși au dat patru ani. Vă rog să mă credeți că uh, nici în cele mai negre vise ale mele ca avocat nu m-am gândit că ar putea, ca un tribunal independent, în raport de probele din dosar, de modalitatea în care au decurs uh, audierile. Să-i aplice Simonei o, o sancțiune mai mare de maxim 2 ani. Uh, am trăit tot timpul cu convingerea că maximul posibil o să fie, și asta era scenariul, după mine, scenariul realist: o să fie perioada pe care o executase din suspendare. Și asta nu din cauza că intim aș crede că merită o asemenea suspendare, ci pentru că politic nu există suspendări care să fie de obicei mai mici decât uh, cât a executat uh, atletul până la momentul respectivei uh, suspendări. Uh, nu pot să vă spun decât că toate lucrurile au mers într-o direcție de neînțeles pentru noi. Uh, nu pot să. După toate cele întâmplate, mi-e greu să spun că acest tribunal uh, e chiar independent. Uh, vă. Uh, aș vrea să vă spun doar că un tribunal independent nu acceptă 5-6 cereri de amânare pe motive procedurale, pur procedurale, ale ITIA ei. De obicei spune la un moment dat, uh, gata, destul, enough is enough, trebuie să ne judecăm. Nu, uh, după multe insistențe, au acceptat, practic, consolidarea celor două dosare și niște audieri succesive pe parcursul a două zile, Admițând indirect că e vorba de o urgență foarte mare cu acest dosar. Dincolo de faptul că era un dosar high profile, există totuși personalitatea unuia dintre foști, foștii numărul unu din tenisul mondial. Și asta nu face bine nimănui, nici WTA-ului, nici sportivului, nimănui. Și cu toate astea, după ce au acceptat aceste lucruri, inclusiv caracterul urgent, le-a trebuit două luni și jumătate ca să pronunțe o hotărâre care putea fi pronunțată, potrivit regulamentului, în maxim 15 zile. Așa zice în regulament. Au amânat două luni și jumătate și vă aduc aminte că nu au ales întâmplător nici momentul. Au ales momentul zilei imediat următoare, cele în care s-a finalizat US Open. Nu cred în asemenea coincidență. Să mă iertați, dar nu. Și dacă nu credeți în, ace în asemenea coincidență și ați și făcut o acuzație destul de gravă cu. Că... Acest tribunal nu pare să fie chiar așa de independent. Ce credeți că s-a întâmplat? Cred că interesul ITIA nu este orientat primordial către aflarea adevărului. Cred că interesul ITIA este orientat în mod esențial către demonstrarea rolului lor în tenis. Cred că acest lucru primează în raport de orice altă argumentație. Altfel, nu văd de ce, când un atlet. De cea mai mare ținută, care, după ani de zile de teste pozitive, negative, are un test pozitiv cu o concentrație din care oricine poate să înțeleagă că nu poate să fie vorba decât de o contaminare, refuză orice fel de discuție, refuză să scurteze procedura și să aplice o sancțiune pe care noi eram dispuși să o, să o acceptăm. Erați dispus să acceptați ce anume? Ce eram dispus să acceptăm o, o sancțiune, o suspendare corespunzătoare, practic, situației despre care vorbim. Adică un an. Nu, adică orice, da, chiar și un an, cred că putem să ne gândim la un moment dat, dar din istoricul cazurilor similare, cred că o sancțiune de șase luni în condițiile date era mai mult decât suficientă. Mai ales în condițiile în care atletul era dispus să accepte instant inclusiv declarații publice prin care să confirme acest lucru. Uh, refuzul dânșilor de a uh, accepta ca experții dânșilor să se întâlnească cu experții noștri, să facă împreună testele pe aceste suplimente uh, alimentare, ceea ce ar fi eliminat, evident, Aici este foarte interesant referitor la experți. Iarăși nu înțelegem în spațiu public cum s-a ajuns ca asta a fost una dintre acuzații ale Simonei Halep scrise în comunicat și anume că doi experți aflând că Simona Halep este cea acuzată au întors decizia și au considerat și au reconsiderat expertiza lor. Așa înțelegem, așa s-a întâmplat? Da, nu e chiar așa. Nu știu cu ce să încep. Să încep cu modalitatea în care funcționează acest program de pașaport biologic. Vorbim de pașaportul biologic. Da, okay, de pașaportul hai să-i explicăm biolog. pașaportul biologic. Scu. Bun. Aș vrea să încep prin a spune, că, în primul rând, că toate probele aflate în dosarul de pașaport biologic al Simonei, exclusiv probe de sânge, au fost întotdeauna negative. Nu există nicio excepție. Au fost jurnaliști care au scris că au fost 51 de probe pozitive. Nu există așa ceva. Toate probele fără excepție, au fost negate. Da, e ceva, ceva rău, ceva în neregulă în acest pașaport biologic, așa cum zic experții. Uh, trebuie să înțelegeți că programul de pașaport biologic nu se bazează pe analizele, pe detectarea prin analizele de sânge a unor substanțe interzise în ceea ce numește englezul sistemul atletului. El se bazează pe monitorizarea a doi parametri din analizele de sânge ai uh, atletului. care, Atenție, aceșt, această analiză se face la distanță, deci nu în laborator. Uh, ai doi parametri și uh, un modul electronic urmărește evoluția în timp a acestor doi parametri, și în măsura în care uh, cei doi parametri, hemoglobina și reticulocitele, ies din. Să zicem, minimele și maximele sportivului respectiv, atestate istoric de acest pașaport biologic, un beculeț se aprinde și această, aceste două cifre, împreună cu istoricul, întregul istoric al sportivului, sunt trimise spre o interpretare de către un expert, zice ITA, pe baza anonimă. Aș vrea să vă spun că aceste pe baza analizei făcute de uh, primul expert și ulterior de ceilalți doi, s-a ajuns la concluzia că analiza de sânge a Simonei din 22 septembrie 2022, deci la aproape o lună după US Open, ar avea niște probleme. Dar atenție, încă o dată, problemele nu sunt pentru că analiza de sânge ar fi detectat o substanță interzisă acolo, ci pentru că un expert în prima fază a considerat că ar putea să fie ceva suspicios cu acele două, acei doi parametri. Care, repet, cei doi parametri mai fuseseră prezenți și o să puteți verifica și dumneavoastră asta când o să apară integral hotărârea publicată. Deocamdată a apărut cu un tabel care e anonimizat. Cei doi parametri, aproape identici, aș putea să spun identici, mai fuseseră prezenți în pașaportul Simonei de încă trei ori, dacă nu chiar de patru ori. Și atunci niciodată nu fusese niciun fel de problemă. A venit momentul de... Deci... Și experții au decis că e o problemă sau nu e o problemă până să afle că e vorba de uh, experții au Unul dintre experți a decis că uh, proba ar putea să fie suspicioasă, ceea ce înseamnă că necesită mai multă analiză. Și ceilalți doi? Uh, ceilalți doi nu. Ceilalți doi nu. N-au ajuns la această concluzie. Când s-a spus că sportiva este acuzată, sau sportiva este acuzată de Roxadus, că ar fi folosit Roxadus, și au dat seama despre cine uh, e vorba. Nu, ITA ei a anunțat... Uh, cu nume și prenume despre cine e vorba. Scrie chiar în hotărârea asta, în decizia tribunalului. Deci, în decembrie, la mijlocul lunii decembrie, unul dintre experți a considerat că analiza respectivă ar putea să fie suspicioasă și a solicitat o, o probă suplimentară. Dacă e anonim, cum de ea a anunțat până la urmă? Nu, nu înțeleg. Uh, deci anonim era în prima fază a analizei, când unul dintre experți analizase această probă. Și nu trebuie să fie pe toată faza anonim? Uh, trebuie să fie anonim pe o anumită fază, dar uh, ITIA a respectat faza respectivă. A anunțat numele uh, sportivului în abia în a doua parte a lunii, ianuarie 2023, când nu numai de, că era de notorietate despre cine e vorba, dar... Uh, putea să și spună în raport de prima opinie a expertului preliminară care, ar fi spus, care spunea că ar putea să existe o suspiciune legată de proba respectivă. Trebuie însă să înțelegeți că la momentul când primul expert a considerat că proba uh, ridică probleme reale, uh, noi anunțasem deja ITIA ei, că am descoperit sursa contaminării și le furnizasem deja toate documentele în acest sens. Apropo, v-ați întors în instanță în proces civil sau da, știu, eu, sigur, împotriva uh, producătorului? Am dat în judecată compania canadiană, cred că mai bine de o lună și ceva în urmă, da. Și uh, puteți să ne spuneți mai multe nu știu, ați cerut uh, despăgubiri? Uh, procesul nu poate să fie decât unul de despăgubiri uh, nu, El nu va avea niciun... Nu pot să vă spun așa ceva El nu va avea decât o influență uh, pur civil-comercială Nu poate să aibă niciun fel de influență din punct de vedere al dosarului sportiv despre care vorbim noi aici Da uh, Mai există o ceva scris în decizie care nouă, că nefiind de specialitate, ne este neclar și anume scrie likely doping. Ba chiar acest likely este explicat și cu trimitere la un dicționar englez. Likely însemnând probabil dopat. La un moment dat unul dintre experți scrie acolo 90% de un procentaj. Nu înțeleg. Nu trebuie să fie ori dopat, ori nu a fost dopat, de ce probabil dopat? Așa ni se pare și nouă normal să fie siguranță. Numai că în acest program al pașaportului biologic, din nou, nu se analizează prezența unei substanțe interzise în corpul atletului, ci se interpretează doar acești doi parametri. Bineînțeles că ei sunt niște parametri. Interpretarea nu poate să fie decât una subiectivă. Ei spun își spun opinia, să zicem, cu bună credință sau cu mai puțină bună credință. Iar tribunalul alege între opinia pe care au avut-o experții noștri care a fost total împotriva celei experților a, ITIA, a experților a ITIA ei sau opinia experților ITA-ei. Din păcate pentru noi, dacă veți vedea jumătate din decizie, este mai degrabă o pledoarie în favoarea uh, experților ITA-ei în problema pașaportului biologic. În care resping pe bandă rulantă absolut toate argumentele noastre pentru care acești parametri, care repet, ei sunt în limitele pe care Simona le-a avut întotdeauna, niciodată n-au ieșit din aceste limite. Noi am explicat însă de ce fluctuează. În viața oricărui sportiv sunt niște evenimente. La Simona, spre exemplu, hemoglobina era firesc să varieze, datorită faptului că după data de 29 august. Nu s-a mai antrenat deloc. A suferit o intervenție chirurgicală în zona capului pe 11 septembrie și uh, a primit uh, instrucțiune clară, repaus total, fără niciun fel de efort fizic, trei luni. Evident, hemoglobina se schimbă. Uh, la fel, uh, sângerările și prezența la altitudine, ele modifică de fiecare dată acești parametri. Ca o concluzie, ce urmează mai departe în dosarul uh, acuzațiilor? Uh, de dopaj în cazul Simonei Halep. Mergeți la TAS. Ați făcut deja solicitarea, recursul? Nu l-am făcut. Apel se numește, o să facem apelul. Avem un termen de 21 de zile de la momentul când Tribunalul Sports Resolution va comunica în mod oficial hotărârea integrală. Prin hotărârea integrală nu trebuie să înțelegeți că se va comunica altceva decât a apărut în spațiu public, și sunt doar niște elemente administrative cu care trebuie completată hotărârea respectivă. Pentru moment analizăm și noi argumentația tribunalului. Evident, după cum vă dați seama, trebuie să răspundem tuturor acestor argumente. Din fericire avem posibilitatea să facem o administrare, o readministrare completă a probelor și să avem o nouă judecată în fond. Pe moment, însă, ai zice că suntem copleșiți, practic de volumul enorm de comentarii care apare în spațiu public. Extrem de dezamăgis că oameni care sunt în uh, industria sportului își permit uh, libertatea, larghețea să comenteze și să acuze cu atâta ușurință. Mă afectează pe Simona Halep? Uh, vă dați seama, uh, gândiți-vă că ea este într-o ipoteză a unui condamnat care n-a făcut nimic rău. Uh, sigur, are o probă pozitivă și noi acceptăm asta, dar realitatea este că e o probă uh, care rezultă dintr-o contaminare cu un supliment pe care l-ați putea lua și dumneavoastră și eu. Și tot așa de adevărat este că niște super specialiști, cel puțin așa sunt văzuți în toată lumea, i-au recomandat să ia acest supliment. Acum... Uh, la, la un moment dat, și cu asta aș vrea să închei, la un moment dat, Simona Halep spunea mă simt trădată. Și foarte multă lume a crezut că vorbește de specialiștii care ziceți dumneavoastră acum, de echipa lui Muratoglu. Mi-e greu să comentez declarația, nu, nu cred că am văzut-o, iertați-mă. Dar ce pot să vă spun este că, acum nu mai vorbim de cariera sau imaginea Simonei Halep. Dacă peste șapte luni sau opt luni de zile Vom reuși să obținem la TAS o hotărâre care să fie pe măsura realităților din dosar, răul va fi fost făcut deja. Aici vorbim de însăși viața ei. Nu mai vorbim de carieră, de imagine, vorbim de însăși viața ei. Este într-o situație dramatică și suntem foarte dezamăgiți să vedem că lumea nu înțelege acest lucru. Lumea o acuză deja că s-a dopat judecând mușchii pe care au văzut în niște uh, imagini, în fotografii, nu știu, e ceva în neregulă cu abordarea respectivă, mai ales venită din partea unor oameni care ar putea să înțeleagă dimensiunea reală a ceea ce înseamnă 0,2 nanograme per mililitru. Cu un test negativ înainte și cu multiple teste pozitive după. Repet, nu trebuie să fii un mare expert ca să înțelegi practic că nu poate să fie vorba de altceva decât de o contaminare. Domnule avocat, domnule Bogdan Stoica, mulțumesc foarte mult că ați venit în direct la Euronews România și ne-ați explicat aceste momente din Decizia Sports Resolution. Vă mai așteptăm pentru că așteptăm să vedem ce se întâmplă în continuare în acest. Da. Caz. Vă mulțumesc pentru invitație.